Să fie Domnul! Stimate familii indoliate, dragă sora Lenuța, copii, nepoți, dragi frați și surori, sunt aici cu ajutorul lui Dumnezeu ca să aduc salutări și condoleanțe din partea frățietății Bisericii Betania, acolo unde familia Chirilă a fost membru pentru mai mulți ani. Unii dintre copiii dânșilor au continuat să fie membri, iar alții sunt încă membri și acum. Am venit să reprezint dragostea frățietății Bisericii Betania și prețuirea lor pentru această familie. Am venit să le aduc condoleanțe și să-i asigur de rugăciunea noastră și de mângâierile celui care poate și vrea să mângâie în momentele noastre de criză și de durere. Nu am cunoscut familia Chirilă, nefiind atunci la Biserica Betania. Am auzit lucruri deosebit de frumoase despre fratele Victor. Am cunoscut pe cei mai mulți dintre copii. Familiile Chirilă, Cuc, Mitar, Losneanu. Sunt aproape de ei și în mod deosebit de familia Losneanu, de fratele Ștefan, de sora Melania. Ei sunt niște oameni deosebiți în biserica noastră. Fratele Ștefan este membru în comitet, este administratorul asistent al bisericii și este liderul departamentului de tineri. Sora Melania, soția lui, este liderul departamentului de organizare de mese, de părtășii și ei se bucură de multă cinste în mijlocul nostru. Sunt oameni de extrem de implicați, pentru ei și pentru toți ceilalți, am venit să aduc cuvinte de mângâiere nădăjduind că Dumnezeu este acela care ne mângâie în necazurile noastre. Vreau să-i mulțumesc și fratelui păstor Cornel Avram, celorlalți frați păstori, pentru că mi-au acordat timpul acesta pentru ca să mă adresez fraților, familiilor îndoliate și întregii frățietăți, întregii comunități. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți! Vreau să mulțumesc și familiei Strate pentru găzduire și sper din toată inima că și experiențe dureroase de genul acesta, asemenea celor de bucurie și de sărbătoare, contribuie la maturizarea noastră și la înțelegerea fenomenului vieții. Adică, înțelegem faptul că suntem vulnerabili, fragili, trecători în lumea aceasta, și Dumnezeu aduce în fiecare zi experiențe care ne întăresc convingerea că singurul lucru pe care merită să-l facem cu toată puterea sufletului nostru este să ne apropiem de El și să-L cinstim pe El. Aș vrea în numele Domnului Isus să spun un cuvânt de predică acum care socotesc că vine din inima lui Dumnezeu și este o mângâiere pentru familiile îndoliate, pentru sora Lenuța, pentru copii, și pentru nepoți. Dragă sora Lenusa, sunt aproximativ 48 de ani de prietenie cu acest bărbat care acum este în costiug. A fost un prieten bun, devotat și așa cum spuneau copiii, a fost harnic, credincios și atent cu privire la dumneavoastră și la copii. Dar în viața aceasta omenească totul a sfârșit, Astăzi sunteți îmbrăcați în doliu, vă țineți unii pe alții de mână pentru că este momentul despărțirii. Pentru dumneavoastră este dureros și va rămâne dureros. Pentru fratele Victor nu. Dânsul n-a mers într-un loc mai rău, dânsul nu-i de plâns, dânsul a terminat bine și de acum încolo urmează doar slavă, doar glorie, doar sărbătoare și toate acestea sunt veșnice pentru noi, lupta continuă. Mă rog lui Dumnezeu să sfârșiți bine lupta ca și acela pe care astăzi îl plângeți. Inspirat din textul acesta pe care l-am citit, aș vrea să spun o predică scurtă pe care am intitulat-o Ceasurile lui Dumnezeu, inspirat din afirmația de rugăciune a Domnului Isus, care spune, Tată, a sosit ceasul. Suntem într-un loc plin de întrebări. De ce? Cu aproximativ trei ani în urmă, Carmen, soția mea, s-a îmbolnăvit de cancer. Ca unul care predică Evanghelia, mai merg într-o parte sau în alta, predicând cuvântul, mi-a trecut prin minte să întreb, Doamne, eu sunt cea mai potrivită persoană din adunare să îi se îmbolnăvească nevasta de cancer? Însă mi-am dat seama un blând și eu, împreună cu biserica de-a lungul vieții înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu răspunde la întrebări de genul ăsta. De ce ni se îmbolnăvește cineva din familie? De ce moare cineva din familie? De ce trecem prin anumite împrejurări pe care nu le putem controla? Și mi-am dat seama că Dumnezeu nu răspunde la întrebări circumstanțiale și nici existențiale. Dumnezeu răspunde la un singur fel de întrebări, întrebările de înțelepciune, adică ce pot eu să învăț de aici? La astfel de întrebări Dumnezeu răspunde, dar la întrebarea de ce s-a întâmplat așa, Dumnezeu nu răspunde. Răspunsul lui Dumnezeu e mângâiere, asigurarea că e prezent acolo în durere, în spital, în necaz, pentru că viața de pe pământ este o înșiruire neînțeleasă de bucurii și de încercări și necazuri. Domnul Iisus Hristos a cunoscut planul lui Dumnezeu și a spus, Tată, a sosit ceasul. Și vreau să vă întreb, care ceas? Voia lui Dumnezeu este de două feluri. Primul fel este voia directoare a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu în calitate de director, de creator, de împărat al Universului, el hotărăște și inițiază lucruri pe care nimeni nu le poate opri. Asta este voia directoare și întotdeauna se întâmplă pentru că o inițiază Dumnezeu. A doua parte a voiei lui Dumnezeu nu mai este directoare și e permisivă. Nu Dumnezeu hotărăște și nu Dumnezeu inițiază, dar Dumnezeu îngăduie. Când Balaam, de dragul banilor, a insistat înaintea Domnului, Dumnezeu i-a spus odată nu, a doua oară nu și a treia oară i-a spus da. Și Balaam a plecat bucuros că e voia lui Dumnezeu. Dar nu era voia lui Dumnezeu, era voia lui și Dumnezeu, pentru că el a insistat, i-a permis. Nu întotdeauna tot ce se întâmplă în viața noastră este voia lui Dumnezeu directoare, dar întotdeauna, dacă nu-i directoare, este permisivă, că fără voia lui Dumnezeu nu se întâmplă niciodată nimic. Legat de conceptul acesta al voiei lui Dumnezeu și legat de afirmația pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o rugându-se înaintea Tatălui Tata a sosit ceasul, vreau să vorbesc despre ceasurile lui Dumnezeu și să vă spun că în viața noastră sunt ceasuri, sunt timpuri, perioade pe care le programează Dumnezeu și sunt alte ceasuri, alte timpuri pe care le programăm noi. Spre exemplu, există ceasul nașterii. Acesta este programat de Dumnezeu. Noi ne naștem când Dumnezeu hotărăște să ne naștem. Și Biblia ne spune, tu mai ai țesut, în pântecele mamei mele. Tu m-ai conceput într-un mod neînțeles. Tu, Doamne, ești creatorul meu. Tu m-ai făcut pe mine cum sunt. Ceasul nașterii este inițiat de Dumnezeu. Însă, atunci când primim darul vieții, primim și responsabilitatea gestionării vieții după voia lui Dumnezeu. Nașterea noastră este decizia lui Dumnezeu. Nu este opțională, nu e liberaleasă, este impusă, e directoare. Dumnezeu a hotărât să ne naștem. Și fără să ne întrebe cineva dacă suntem de acord sau nu, ne trezim în existență. Unii mai înalți, alții mai mărunți. Unii în Africa, alții în America. Unii băieți, alții fete. Unii cu părinți, alții fără. Dar cu toții ne trezim în viață. Și apoi începe lupta. Al doilea ceas cu care ne confruntăm, care sună în urechile și în inima noastră în viață, pe lângă ceasul nașterii, este ceasul mântuirii. Diferit de ceasul nașterii, ceasul mântuirii este, op este opțional. Nu mai este impus. Nu este obligatoriu. Când Dumnezeu hotărăște să te naști, te naști. Poate să spună doctorul că o să mor la naștere. Te naști pentru că a spus Creatorul. Dar atunci când vine ceasul mântuirii, ești întrebat dacă vrei să fii mântuit sau nu. Când te naști, nu ești întrebat, nici n-ai fi în stare să răspunzi. Dar atunci când vine ceasul mântuirii, auzind Evanghelia veșnică a lui Dumnezeu, ți se cere consimțământul. Și dacă spui nu, Dumnezeu te respectă. Și dacă spui da, de asemenea Dumnezeu te respectă. Dumnezeu a pregătit mântuirea. Tatăl a conceput-o. El este arhitectul, a proiectat-o în detalii. Fiul a venit și conform planului a realizat-o. Apoi a venit Duhul Sfânt și el o aplică. El a venit în lume ca să dovedească lumea vinovată. Trinitatea este implicată în realizarea mântuirii. Dumnezeu a dat trei mari daruri oamenilor. A dat îndrumătorul la Sinai, a dat mântuitorul la Golgota și a dat mângâietorul în Ierusalim la cinzecime. Și avem nevoie de îndrumător, fără de care Dumnezeu este pus pe treapta unei bănuieli. Și ce îmi spune bunica, ai ai bine. Mie bunica mi-a spus în copilărie că Dumnezeu iartă 74 de păcate. Și de la 75 încolo ești responsabil. Și de zeci de ori am luat-o de la început. Evanghelia însă spune altceva. Diferența între ceasul nașterii și cel al mântuirii este că primul este impus, al doilea este opțional. La primul hotărăște Dumnezeu și te trezești în viață prin naștere. Dar la al doilea Dumnezeu pregătește mântuirea și ți-o oferă în dar, întrebându-te dacă vrei să crezi și să te pocăiești primind-o și beneficiind de ea, adică de împăcarea cu Dumnezeu și de grațiere pentru vinovăție, vinovăție care atrage pedeapsa. Vinovăția e datorită păcatului. Pedeapsa este moartea, Niciunul dintre noi nu ne mirăm dacă primim amendă când trecem pe roșu. De ce trebuie să ne mirăm dacă primim amendă atunci când păcătuim? La intersecția vieții trecând pe roșu. Mântuirea este opțională. Este ceasul pe care Dumnezeu ne-l oferă, însă ne cere părerea dacă da sau dacă nu. Și noi hotărâm ce se întâmplă. Este decizia noastră. Este opțiunea noastră. Dar asta nu ține mult, ci doar până în 20 ianuarie. Pentru că urmează ceasul morții. Ceasul morții de cele mai multe ori vine când nu te aștepți. Biblia ne spune că toți oamenii trebuie să moară. Este rânduit ca oamenii să moară. Acesta, asemenea nașterii, nu este opțional, ci pur și simplu te trezești mort. După cum te trezești viu, așa te trezești mort. Nu-ți cere nimeni părerea dacă mai vrei să mai rămâi puțin și să-ți aranjezi lucrurile. Nu ești întrebat nici când vii și nici când pleci. Este directoare. Pur și simplu este directoare. Întotdeauna ar mai fi ceva de făcut. Mai e un copil la care să-i faci nunta. Mai este soția să se ducă la o operație și să te asiguri că a încheiat perioada de convalescență. Sau poate să termin morghiciu de plătit la casă. Și să o lași cu datorii mai puține. Dar nu te întreabă nimeni. Sună și pleci. Aceasta este ceasul morții. Toți murim, e rânduit de Dumnezeu. Însă fiecare la rândul cetei lui. Ultimul ceas care sună este al judecății. După cum este rânduit oamenilor să moară și apoi, apoi urmează ceva. Moartea nu este sfârșitul. Moartea este tranziția, trecerea. Urmează judecata. Pentru că toți oamenii trebuie să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu și să dea socoteală. Judecata nu este opțională. Dacă ar fi opțională, n-aș vrea să ajung acolo. Sunt în trecutul meu lucruri genante. Acum gândesc diferit. La 52 de ani gândesc diferit și regret multe lucruri care le-am făcut în tinerețe, dar la vremea aceea mi s-au părut normale. Astăzi nu mai mi se par. Ele sunt rușinea trecutului meu. Știu că Dumnezeu m-a iertat, însă ziua judecății nu poate fi ocolită. Nimeni nu poate să ocolească nașterea. Dacă Dumnezeu spune să te duci, el e directorul. Nimeni nu poate să ocolească moartea, dacă Dumnezeu te cheamă, el este directorul. Și nimeni nu poate să ocolească judecata. Vom fi amândoi acolo. Nici nu ne va întreba cineva dacă vrem sau nu. Vom fi acolo. Pentru că sunt trei ceasuri programate de Dumnezeu, unde nu avem opțiunea să spunem da sau nu. Vom fi acolo. Singurul ceas programat de noi este mântuirea. Fratele Victor, trecut de 70 de ani, s-a născut pentru că așa a vrut Dumnezeu. A murit pentru că așa a vrut Dumnezeu. Va fi împreună cu noi la judecată pentru că așa va vrea Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că s-a mântuit. Pentru că după ce Dumnezeu a pregătit mântuirea, Dumnealui a acceptat-o fără să fie constrâns, amenințat sau obligat. A acceptat-o pentru că a socotit-o un privilegiu, un beneficiu, un avantaj. Cea mai mare afacere a vieții este să scapi de pedeapsa că ai greșit în fața instanței divine. Și bărbatul acesta s-a convertit, a fost împuternicit de Duhul, a făcut legământ botezându-se în apă după cuvânt, s-a căsătorit, a făcut copii. Și cu toată această familie a umblat în toată lumea. I-a îndemnat pe toți să trăiască cu Dumnezeu. Și astăzi a plecat. Dar a rămas ascuns în memoria fiecăruia dintre dumneavoastră. Nu o să puteți scăpa de amintirea văzându-l, a plecat pe genunchi și rugându-se. O să vă urmărească amintirile astea. Și întotdeauna, când veți vrea să fugiți de Dumnezeu, dacă asta se va întâmpla în momentele de neveghere, Acestea amintiri o să vă urmărească, pentru că ați avut onoarea să trăiți în casă cu cineva care a fost ca un patriarh, care a îngenuchiat și care a știut că nu-i stăpăm pe viață, este doar administrator pentru 70 și ceva de ani. Nimeni nu-i stăpân pe viață, pe viață este stăpân doar Dumnezeu. Noi suntem doar niște umili administratori pentru o vreme și apoi vine moartea și în final judecata. Nașterea, moartea și judecata nu sunt în mâna noastră, ci în a lui. În mâna noastră este mântuirea și facem cu ea ce vrem. Ea a fost plătită cu sânge și cineva a suferit cumplit și noi nu vom înțelege niciodată chinul lui. Lacrimile într-o zi când plângea în grădina din Israel erau ca de sânge și a fost bătut cu bestialitate fără să aibă frovină. În bătaia aceea, în lacrimile alea și în chinul ăla, a fost toată desfătarea noastră mizerabilă, murdară și fără minte. Și totuși, în ciuda celor trei lucruri pe care nu le putem controla, nașterea, moartea și judecata este mântuirea prezentată nouă ca un dar. Aici facem ce vrem, da sau nu. El a murit ca noi să devenim mântuiți. Dar noi trebuie să murim ca să ne maturizăm. Altfel ne vom mântui și vom rămâne copii în credință, superficial și mediocri. El a murit ca noi să devenim mântuiți, dar noi trebuie să murim pentru ca să ne maturizăm. Să murim față de păcat și să creștem înaintea lui Dumnezeu, devenind niște părinți despre care pări, copiii să vorbească, cum au vorbit acești doi bărbați, cât muntele înlăcrimați aici la microfon. Ca despre un patriarh, despre tatăl lor. Iubita adunare, suntem înaintea lui Dumnezeu într-un moment când Dumnezeu ne expune la o nouă experiență. Întotdeauna când am fost la o mormântare și la multe am fost din cauza slujbei mele, întotdeauna mi-am imaginat că sunt acolo pentru o clipă. Și am știut că de aici nu mai ies niciodată. Și am zis dacă ar fi așa. Care sunt lucrurile pe care nu le-am făcut? Rămân nefăcute pentru întotdeauna. Și mi-am dat seama că nu-s puține. Și am zis, ce bine, Doamne, că nu-s acolo. Dar asta o spun la orice priveghi și la orice mormântare. Am încă o dată șansa să-mi aduc aminte că există un ceas al nașterii. Pentru mine, 1 octombrie 1962. S-a dus și 52 de ani de atunci. Există un ceas al morții și este la un pas. Nu știu cât de departe în fața mea, mai al m-a înțepat inima, am zis, e gata sau nu e. N-a fost. Da, probabil a fost un semnal sau o întâmplare. Va veni ceasul morții cu siguranță și nu-l poate evita nici soția mea și nici copiii mei, nimeni. Pentru că e hotărât de Dumnezeu și voi trece pe acolo. Și va veni ceasul judecății. Și voi sta în fața lui Dumnezeu pentru toate câte am făcut într-o viață de muritor. O viață care mi s-a dat pentru altceva, nu pentru unele lucruri pe care eu le-am făcut. Și poate pe care Dumnezeu le-ai făcut. Un păcat făcut cu mintea, cu ochii, cu dorința, cu motivația, cu mâna, cu piciorul, cu vorba, cu gândul, cu inima. Păcate de omitere, păcate de comitere. Multe sunt în viața unui om. Câtă neveghere, câtă neatenție câtă superficialitate, câtă mediocritate, mai ales tinerețea. O, oh, Doamne! Și astăzi stăm înaintea lui Dumnezeu împreună, într-un moment în care am venit să îmbărbătăm niște oameni îmbrăcați în negru, care sunt gata să-și ducă mortul pe ultimul drum. Să cinstim însă memoria acestui bărbat care a trăit drept cu Dumnezeu și și-a învățat familia să-L urmeze pe Domnul. Și în momentele acestea ne aducem aminte că noi toți suntem trecători. Și dacă nașterea, moartea și judecata ne sunt impuse, mântuirea este liberă aleasă. Vreau să te întreb, ești sigur că ești mântuit? Se vede că ești mântuit? Te urmăresc faptele mântuirii? Ești sigur că crești în această mântuire în fiecare zi, precum un copil după ce se naște? și capătă formă, înțelepciune și putere, astăzi suntem la căpătui unui om pe care l-am cunoscut, pe care l-am respectat, dar care a plecat și nimeni nu poate să spună nimic. Suntem alături de familie ca să-i mângâiem, să-i spunem că iubim și să-i spunem că Dumnezeu le va purta de grijă și îi va mângâia, le va da resursele necesare de viață. Însă noi toți care suntem aici, nu avem probleme cu nașterea, moartea sau judecata. Oricum astea se vor întâmpla. Marea noastră problemă este că trebuie să primim mântuirea. Altfel, moartea va deveni începutul unui chin. Iar judecata, oficializarea acestui chin. Dar dacă suntem mântuiți, moartea va fi scăparea de suferințele vieții și sfârșitul alergării dar și începutul unei perioade fără sfârșit, alături de cel care strălucește mai mult decât soarele. Acolo vom fi premiați pentru fiecare strofă de cântare, pentru fiecare seară de repetiție, pentru fiecare iertare pe care ai acordat-o unuia care o merita sau nu, pentru fiecare iubire pe care ai împărțit-o cu un amărât ca dumneata. Dacă ai călcat pe urmele lui, vei fi acolo. Și slava ne va acoperi pe toți. Problema noastră este primirea mântuirii, păstrarea mântuirii și rămânerea în mântuire până la sfârșit. Ca să putem spune ca Pavel și probabil ca și acest bărbat care mă gândesc în ultimile momente, dacă o fi fost conștient, o fi spus la fel. Am păzit credința. Am avut ce păzi am terminat lupta, am avut ce termina, ne așteaptă cu luna ne așteaptă. Mântuirea este problema noastră astăzi. Nu moartea, toți ne ducem. Nu judecata, acolo vom fi. Mântuirea este grija noastră, este responsabilitatea noastră. Dragă sora Lenuța, stimați copii și nepoți, în ceea ce îl privește pe fratele Victor, s-a dus în glorie pentru că a fost mântuit. De-abia acum credința și pocăința pe care le-a avut capătă valoare. De-abia acum devin necesare. Acum când trece și se poate duce în două locuri, dar s-a dus înaintea lui Dumnezeu datorită credinței și datorită pocăinței. Dânsul s-a dus unde trebuie. Lupta s-a terminat, a ajuns acasă. Mă uit la dumneavoastră și vă văd mai în vârstă și mai tineri, unii ca niște boboci doar. Să știți că există o luptă grea cu un vrășmaș viclean și rău care vrea să ne fure de pe drumul mântuirii cu tot felul de lucruri care încep nevinovat și care se termină în moarte. Asemenea, acestui soț, tată și bunic, să vă luptați cu demnitate și să înțelegeți că nu puteți controla ceasul nașterii, este treaba lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl face bine. Nici al morții și al judecății este monopolul lui Dumnezeu. Și El le face bine la timp și cu dragoste. Însă ceasul mântuirii și procesul păstrării și creșterii în mântuire este problema noastră. Arătați-vă niște voievozi ai neprihănirii. Luptați-vă pentru suflet și luptați-vă pentru casele dumneavoastră pentru că mâine, poi mâine, sună și pentru noi ceasul ca să plecăm. Și după ce am plecat, nu se mai poate face nimic, nici bine, nici rău. În numele frățietății de la Biserica Betania, pe care eu o reprezint în această seară, venind să vă spun despre dragostea lor, dar și despre Domnul și Evanghelia sa, vă binecuvintez. Și mă rog, dragii mei, frate Ștefan, sora Melania, sora Lenuța și toți ceilalți alături de copiii dumneavoastră, mângâierile Domnului să fie peste viețile și peste casele dumneavoastră în numele Mântuitorului Iisus Hristos. Amin.